dacă vii la inspecția muncii și nu prea poți urca, că ai avut vreun accident de muncă sau ai îmbătrânit, te-ai îmbolnăvit, rămâi afară. Rampa de acces e în unghi de sinucidere, 40-35 de grade. Unde e inspecția muncii? Iată, Inspectoratul de Stat al Muncii. Și aici când vrei să intri, prag. Poftim, пожалуйста. Câtă grijă are statul de angajat. Nu mai spun că doar câteva birouri sunt aici la partier, cealaltă sunt toate sus. Bună! Dacă vrei să vorbești cu șeful, trebuie să o rogi frumos. Știți cumva unde e șeful Inspectoratului Muncii? Șef, șef, asta e inspecția de Chișinău. Bună ziua! Dar știți că oficiul, sediul dumneavoastră e inaccesibil pentru persoane? În ce sens? E cu scări și e cu rampă foarte înclinată. Nu suntem în arena, nu este sediul nostru. Înțeleg, da. Sunteți instituție de stat care trebuie să fie accesibil pentru toată lumea. S-ar putea să scriu o plângere la Consiliul pentru Nediscriminare să vă amendeze. Dumneavoastră, dacă sunteți șef, ar trebui să vă ocupați de asta. Deci mutați-vă într-un loc unde să fie accesibil. Cereți de la stat, de la guvern, aveți acum conducere nouă. Nu instituția noastră. Și un nou proiect, văd că e instituție municipală, de stat. Și inspecția teritorială de muncă, tot instituție de stat. Ambele sau autostrele trebuie să fie accesibile. Dar vedem că nu-s și nici n-au de gând. Oare ce zice Consiliul pentru Egalitate? Amendă sau demisie?